seara, dragi nemuritori și dragi nemuritoare! Într-o zi de aproape 1 martie, am plăcerea să o am alături de mine, alături de noi, din nou, pe draga noastră, doamna inginer Adriana Zaharescu. Bună seara, draga Adriana! Îți mulțumesc din suflet și îți mulțumim cu toții că ai acceptat din nou să vii. Și iată cum se întâmplă. Anul trecut, emisiunile de 1 martie și de 8 martie au picat în zile de luni. Anul ăsta pe aproape, așa că mi-am permis să reînnoiesc cumva obiceiul cu aceste flori, una lângă mine și una lângă tine. Nu prea se văd ele în cameră. Ce multe lucruri s-au întâmplat în anul acesta. Deci noi avem acum și motivul de bucurie că vine primăvara, că această ciudată boală a planetei, iată că începe să nu mai fie atât de agresivă și atât de în prim plan, îi ies minciunile pe la toate cusăturile, în fine. În schimb, avem un nou motiv de înfricoșare, războiul. Trebuie tot timpul să fim ținuți în frică, asta este foarte clar. În condițiile astea m-am bucurat foarte mult că vii, pentru că toată prezența, întotdeauna prezența ta este aducătoare de echilibru, de liniște, de înțelepciune, dar simt nevoia să mai spun cu amărăciune că ultima dată când ai fost aici în studio, erai alături de, nu de sufletul tău pereche, de sufletul tău geam în Liviu, care stătea acolo, și când ați hotărât că vreți să veniți amândoi în emisiune, într-o zi de luni, cu 3 zile înainte v-ați îmbolnăvit de boala secolului și Liviu nu mai este acum printre noi. Toți regretăm lucrul ăsta, motiv pentru care mi-am permis să aduc această minunată fotografie făcută de o artistă deosebită, de Magda Zatari, o fotografie portret remarcabilă, și să o avem aici lângă noi în timpul acestei emisiuni alături de o lumânărică, așa cum suntem obișnuiți de multe ori. Deci, consider că emisiunea de azi o facem în trei. Pentru cunoscători, pentru prietenii noștri, cei mai mulți știu la cine ne-am referit când am spus, deci, ca titlu al emisiunii de azi, despre Liviu și despre Emen. Liviu este din multe vieți sufletul tău geamăn, iar Emen o să ne spui tu cine este și o să facem referire și la cartea, prima ta carte, prima voastră carte în care povestiți tocmai ce mesaje v-a trimis Emen. Te rog să porți discuția de astăzi ca pe o discuție între noi două, să facem abstracție că suntem la televizor și să-mi spui ceea ce mi-ai fi spus dacă veneam la tine și stăteam de vorbă. Ești de acord? E greu, pentru că tu te cunoști de prea mult timp și știi prea multe despre noi ca să fac abstracție de cunoașterea dintre noi. Dar mi se pare acum la 78 de ani că este cea mai interesantă perioadă din viața mea. Așa și este. Zilnic aproape am aflat câte ceva ce nu știam, într-un moment în care nu credeam că mai am ceva de învățat în această viață. Avem de învățat până când... Da. Avem tot timpul de învățat. Mi s-a părut extraordinară nevoia asta de retrospecție în trecut, ca să aflu cine a fost Liviu, nu cine este Liviu. Cine este, simțeam într-un fel sau altul. Dar cine a fost? În alte vieți? În alte vieți, dar cine a fost de-a lungul întregii existențe a sufletului meu. Așa am ajuns să fac regresiile pe care le-am făcut. Sunt 6 regresii pe care le-am făcut. Așa am ajuns să mă împrietenesc cu doctorița Lavinia Mihaela Nanu. Să aflu mult mai multe decât am reușit să aflu din regresii. Și să mi se pară că prea puțină lume știe astăzi de ce trăiește în acest timp, în acest loc, de ce au avut problemele de suferință sau de bucurie ale vieții lor, de ce urile astea, de ce n-au simțit sau n-au simțit nevoia să-și răspundă acestor întrebări, pentru că depus cu siguranță și le-a pus toată lumea. Având însă copii, pentru că sunt ei mai mulți acum. Cu nepoți, cu toți. Da, da. Nu pot să nu mă raportez la ei, la oamenii tineri, de față de vârsta noastră.
Dar mi se pare de o superficialitate teribilă faptul că acești oameni nu sunt interesați să li se răspundă la aceste întrebări. Poate încă n-a venit vârsta lor pentru nevoile astea, nu știu, dar mie mi se pare că sunt prea săraci și că eu, chiar dacă la vârsta lor de acum nu mi le puneam cu cap și coadă întrebările astea, nu țineam neapărat să am un răspuns la ele, dar pe măsură ce citeam, pe măsură ce cunoașterea se îmbogățea, pe măsură ce înțelegeam că viața asta întrupată nu e unică viața sufletului, doream mai mult, mai mult. E, nu am reușit nici măcar cu ce am scris sau cu ce am pus pe hârtie din comunicările lui Emen să trezesc dorința copiilor de a citi, de a afla despre ce e vorba. Poate că este o măsură de protecție. Tu vezi ce vremuri trăim. Ultimii doi ani ne-au deschis ochii într-un mod dramatic asupra unor ascunzișuri pe care nu le-am fi crezut cu putință. Și acum, uitându-ne, cum bine spui, uitându-ne și noi în urmă ca societate, și nu mă refer numai la societatea românească, deja ce se întâmplă, se întâmplă cam omogen pe planetă, educația instituțională, că puțină lume face școală acasă, educația pe care o primesc copiii în sistemul de învățământ al guvernelor noastre, se vede cu ochiul liber de acum că era menită să ne rupă de sacru, să ne rupă de nevoile noastre sufletești. Copiii tăi nu sunt mai buni sau mai răi, copiii, nepoții, decât alții. Probabil că sunt produsul acestor decenii în care s-a tot adâncit ruptura asta între nevoile sufletești și ceea ce le oferă tinerilor societatea. Și societatea le oferă consum, materie, toate sunt proiectate în afară. În fine, nu vreau să intru acum într-o lungă ditirambă, dar precum vezi, toate funcțiile noastre le externalizăm. Mergem cu mașina, să ne spună Waze-ul unde ajungem, că noi nu mai trebuie să gândim. O să vrem mașini care nu mai sunt conduse de noi, sunt conduse de, nu știm exact de cine, se conduc singure. Orice vrem, e în afară, totul e în afară. Și atunci noi nu mai avem timpul, nici nu ne mai vine ideea, ca oameni tineri, să ne uităm înăuntru. Și exact asta s-a dorit. Aș vrea să vorbesc cât mai puțin astăzi, toată lumea e doritoare să te asculte. Deci nu-ți face probleme, ei sunt probabil adaptați acestor vremuri, dar au norocul să aibă alături, deci în generația exact protectoare, de generația de părinți, oameni ca tine. Bun, dar mie mi se pare curios faptul că nepoata mea, care are 13 ani, e mult mai interesată de ce știu eu, de ce vreau să îi transmit, decât este mama ei. În fine, acum... Da. Da, așa nu, este. Nu pot deloc să înțeleg chestia da, asta. Da, da. E și o componentă individuală, e și o componentă generațională. Tu, oricum, ai sute și mii de copii pe care i-ai luat de suflet și îi înveți, măcar prin emisiunile astea, ca să nu mai menționez cartea pe care ați scris-o împreună, cartea, vrei tu să o prezinți poate în timpul emisiunii, care se numește Lecții din Cer, Misiunea României. Sunteți nemuritori. Și această carte recent apărută, o carte destul de consistentă, nu e o cărțul, nu e o plachetă. Bine, e volumul întâi al cărții. Și e doar volumul întâi, da? Și din câte 6 astfel de caiete scrise de mână cu scrisul tău minunat caligrafic, aici se află câte caiete prelucrate? Unul, două? Aproape două. Aproape două, deci ar fi da, de... Eu nu am îndrăzneala să cred că va mai apare un alt volum în afară de ăsta pe care îl pregătesc, doi. Deci lucrez la volumul doi acum. Nu în cap comunicările pe care le am deja, nu în cap în astea două volume. Ar mai fi loc și de al treilea volum. Dar deocamdată nu mă simt în stare să muncesc pentru al treilea, pentru că am împărțit cu Liviu atribuțiile legate de apariția cărților și era și-a luat, poate, pentru mine vorbesc, partea cea mai grea, adică ceea ce eu nu-mi plăcea să fac și
a acceptat să facă el, îi lucra foarte atent, deci nu trebuia să revină pe text în calculator. Eu nu sunt în stare și acum mi se pare împovărător chestia asta, faptul că citesc și iarăși găsesc greșeli și iarăși citesc și iarăși găsesc greșeli și în felul în care Liviu scria în calculator nu se întâmpla chestia asta. E bun, există și tehnoredacție, noi sperăm să scoți și al doilea volum. Ar fi păcat. Este multă neglijență în felul în care un volum de ăsta este urmărit în momentul în care intră pe filiera finală de apariția cărții. Da? Am găsit greșeli în asta, da? Care erau inadmisibili să nu fie corectate dacă s-ar fi făcut corectură. În fine, hai să nu dăm cu pietre acum, mai ales fiind și niște zile frumoase de martie. Este foarte greu, să scoți un volum așa de corect cum ți-ai dori, știi, să fie. Așa este. Singur e mai complicat. Despre ce te-ai gândit să vorbim în seara asta, în care oricum Liviu este prezent alături de noi, am spus că facem emisiunea în trei. Bună, Liviu! Și Emen este și el, ca întotdeauna prezent, fiind ghidul tău principal. Da, eu v-am mai spus și altă dată câte ceva despre Emen. Pentru mine a fost o foarte mare surpriză să admit că în afara ființei noastre există un personaj, spun și mă oprești când spun personaj, mă blochez, care știe mai multe decât mine despre mine, care știe tot despre toate viețile mele anterioare și poate, probabil, câte ceva și despre viețile mele viitoare. Emen este o entitate. Este o entitate energetică care este un gestionar al întregii mele vieți. Când spun viață, în felul în care spun acum, înseamnă toate existențele mele în care am acumulat câte ceva, în care cantitativ și calitativ m-am îmbogățit, am crescut, am adunat experiență, am tras concluzii. Mie personal nu mi-a fost greu niciodată să admit că așa stau lucrurile. Am cunoscut însă foarte mulți oameni în viața mea cărora le era imposibil să creadă că e adevărat. Dacă mă raportez la acești oameni, mă consider astăzi un om fericit, pentru că am înțeles și de ce am început acum 4 ani lucrul adică a scrie ceea ce Emen are de spus. Asta după 2 ani în care, 3 ani în care îl cunoscusem, îi știam felul în care se materializa în regresiile pe care le-am făcut, ca să aflu la un moment dat că imaginea aia pe care o aveam eu în timpul regresiilor este făcută pentru mine, ca să admit mai ușor existența lui. După care a fost o întâmplare în casa mea. Ce greu îmi vine să vă povestesc chestia asta, pentru că foarte mult timp eu n-am crezut că este adevărat ce se întâmplă. Eram în sufragerie, deci eu locuiesc singură. Eram în sufragerie, în fotoliu și o lumină, un semi-întuneric așa pentru televizor și în dreptul obiectului de mobilă pe care stă televizorul am văzut niște bile, niște sfere translucide, în interiorul cărora, închipuiți-vă așa, că injectezi făină, dar sub presiune. Presiune care nu scade. Și aia face tot timpul așa, într-o mișcare browniană în interiorul sferei astea, ca și cum ar fi de sticlă sfera. Vezi toată chestia asta. Culorile se schimbă. Adică dominant devine câte una de luat în seamă și să spui în clipa asta bila cutare este cu nuanțe de verde și sau și să înțeleg că ceea ce vedeam eu în imagini în timpul regresiilor, primelor 3 regresii, era o falsă imagine a entității energetice.
când am avut bilele astea în casă, la un moment dat în dormitor erau aproape jumătate din volumul dormitorului, exagerez, nu e jumătate, dar o treime din volumul dormitorului plină de astfel de bile, mi-a fost frică să le mai suport și să le văd așa și am început să plâng, am făcut o criză așa ca de neputință. Și în felul în care îmi doream să nu le mai văd, pentru că mi-e frică de ele și treceau prin mine, deci veneau în pat și mi se părea că trec prin pieptul meu. Probabil că și treceau. Nu știu. Dar în momentul în care am spus mi-e frică și nu vreau să le mai văd, au dispărut. Au dispărut. Apoi de la Emen am aflat, când am început să scriu, că dacă dorești să reapară și să le identifici al căror persoane suflet este într-o sferă de asta, se poate. Adică le spui că vrei să revină sau cum da, faci? Că vrei să revină și că vrei să identifici al cărui suflet este reprezentarea respectivă. Deci fiecare orbs, că noi așa le zicem, da, orbs, da, da. Este un da. Suflet? Un suflet, da. Dacă aș fi avut o persoană care să mă însoțească în casă, probabil că aș fi îndrăznit să fac chestia asta, măcar din curiozitate și tot aș fi făcut-o. Dar așa singură nu știu să spun de ce. Eu nu pot să folosesc cuvântul mi-e frică, pentru că în realitate nu mi-e frică de nimic. Dar chestia asta îmi strică somnul, adică îmi face o neliniște și o perturbare de asta energetică, care numai asta mai îmi trebuie motiv ca să nu dorm, că da. Și așa dorm foarte puțin. Îmi permit să te întreb dacă acest eveniment cu sferele luminoase s-a întâmplat înainte de doliu? S-a întâmplat înainte? Mult timp înainte. Și s-a întâmplat ca renunțarea asta a mea la a le mai vedea și a le... Dacă eu aveam momente în care încercam să le evit în casă, să nu mă lovesc de ele. Ori asta s-a întâmplat și de față cu Liviu, care nu înțelegea care sunt motivele gesturilor mele. El nu le vedea. Da, bine, sigur că da. M-am bucurat așa o vreme când am înțeles că e posibil să fie părinții noștri printre ele. Dar până la urmă am renunțat, chiar dacă ar fi fost să fie așa. Știam că o parte din timp este lângă mine el, dar o parte din timp nu este și atunci pentru timpul ăla în care nu este, nu era, îmi făcea rău să mă gândesc că le-aș vedea prin casă mișunând așa. Am decis să renunț, să nu le mai văd și așa a rămas până astăzi. Și nici să nu vrei să identifici implicit. Mă gândeam după aceea ce fac. Da, am identificat că cu tare sferă sau culorile alea sunt persoana X. Ce fac cu cunoașterea asta? Nimic. Probabil că sunt încă multe, multe lucruri pe care nu știm să le folosim, chiar dacă care ne sunt dăruite ca șansă a vieții. Da. Deci a venit un timp în care și doctorița cu care făceam regresiile mi-a spus este atât de intimă și de frumoasă relația ta cu ghidul că este posibil ca el să te contacteze în afara regresiilor. Și de-abia când am început să scriu ce îmi spune, am realizat că de fapt era mai mult timp de când încerca să mă contacteze, dar șansa ca să putem să purtăm un dialog, să nu înțelegeți greșit, este impropriu spus un dialog, este un fel de a mi se răspunde întrebărilor pe care mi le pun. Ți se răspunde în tăcere, ți se răspunde greu. Sub forma unui gând. Nu neapărat, pentru că în momentul în care am început să scriu, eu simțeam de undeva de aici, de la nivelul sânilor înspre gât și urechi, reverberația vocii. Auzeam o voce, că eu am scris ceea ce am auzit. Am primul caiet în care am să-l arăt multor oameni, dacă sunt interesați să vadă, în ce fel nu se legau frazele, nu înțelegeam ce îmi spune.
În sfârșit, făceam niște eforturi extraordinare să pun cap la cap propoziții care erau neterminate, până când s-a rodat comunicarea asta, da. Și am reușit să scriu, eram în casa lui părinților Liviu la Constanța, când venind de la plajă într-o zi, eram foarte obosită, am adormit vreo jumătate de oră și m-am sculat imediat ducându-mă la masă și începând să scriu. Dar ceea ce scriam era prima oară când avea cap și coadă și era inteligibil textul. M-am bucurat extraordinar, i-am dat telefonul la Vinia, i-am spus ce s-a întâmplat și la Vinia m-a încurajat și a spus mulțumește lui Dumnezeu pentru toată șansa asta, pentru că nu sunt mulți oamenii care ar fi posibil multora, ar fi posibil această relație. Dar în primul rând oamenii nu știu că în afara ființei lor, în lumea nevăzută nouă, există acest personaj căruia să îi se și adreseze, să încerce să se împrietenească cu el. Iar apoi, dacă se întâmplă să simtă putința de a se cunoaște reciproc, de fapt el ne cunoaște foarte bine, dar noi nu-l cunoaștem pe el, să rezulte acest model de comunicare. Nu neapărat să ajungă fiecare să scrie ce îi se comunică, dar în sfârșit să pună întrebări, să îi se răspundă acestor întrebări, să aibă încredere în răspunsul pe care îl primesc. Asta e foarte importantă, chestia asta. Să reușești să nu pui niciodată la îndoială mesajul pe care ți-l transmite. Reușești să nu-l pui la îndoială? Sau ai reușit de la bun început? N-am reușit de la început. N-am reușit. Dar foarte mult timp n-am crezut că e adevărat. N-ai crezut că e adevărat? Nu. Mi se părea că este o fantezie de-a mea, pentru că am scris întotdeauna. De când pot să-mi aduc aminte, copil, clasa a doua, a treia, aveam jurnale, scriam tot felul de prostii de la școală, în sfârșit. Le ascundeam prin sobă, vara, să nu le găsească tata. Da. Dar mi-a plăcut să scriu, mi-a plăcut să citesc apoi lucrurile astea scrise ale diverselor vârste, așa. Iar de data asta scrisul m-a ajutat extraordinar, pentru că am reușit să scriu foarte repede de mână. Fapt este că după ce scriu așa de repede, mi se întâmplă acum să nu fiu în stare să citesc ce am scris. Dar ai un scris absolut o frumusețe, dar trebuie să mai fie și inteligibil. Deci am decis cu Liviu în 2019 să fiu foarte atentă la scrisul ăsta și să încercăm să... Nu am hotărât de la început că trebuie să publicăm, dar că este bine să rămână altora spre lectură. În scurt timp, însă s-a sfârșit anul 2019, a început 2020 și atunci am decis că atenție mare cum scriem, care scrie în calculator, ce face fiecare, ca să se facă primii pași către publicare. Carte. Da. Slavă Domnului că ați avut această inspirație și tenacitate. Acum, sigur că a venit momentul în care Liviu să-și cunoască ghidul lui. Altul decât al meu. Deci, al meu e al tău, nu e un ghid comun al perechii de suflete. Este al meu. Iar ghidul lui Liviu, tot cu sprijinul lui Emen, am aflat, este un ghid mai bătrân decât este Emen, cu o experiență vastă, extrem de importantă pentru felul în care și îl percepea pe Liviu, capabil să-i pipăie și să-i... nu știu cum să spun, să-l cunoască mult mai bine decât se cunoștea pe el, pe sine. Liviu n-a avut încredere niciodată că acest personaj, da, este unul de care trebuie să țină cont și pe în brațele căruia ai voie să te lași, să te mângâie, să te nu știu, era mai apropiat de Emen când a început Emen, când și-a atribuit sarcina ca să ne ghideze, să ne ajute să scoatem cărțile astea, era mai atașat de Emen decât de Alin.
Alin îl cheamă pe ghidul lui Liviu. De unde știți cum îi cheamă? S-au recomandat? Emen, când a primit numele ăsta, l-am întrebat cum îl cheamă și mi-a spus că n-are nume. N-are nume. N-are nume. Dar că eu pot să-i dau ce nume vreau. Și atunci primul gând pe care l-am avut, nici nu știu acum dacă a fost un gând indus de el sau a fost un gând al meu. Pentru că prea are 4 litere cuvântul, prea are 4 litere și numele lui Alin. Nu știu, deci nu știu să răspund la întrebarea da, asta. Da. Și lui Liviu, cum i-a venit acest Alin în minte, tot ca un răspuns? Nu știu cum am... Emen ne-a spus că numele lui este Alin. Ok. Câtă vreme am lucrat împreună pentru cărțile astea și vreau să vă spun că nicio comunicare n-am mai scris de când Liviu nu mai este. Din decembrie. Nu. Este 21 noiembrie, data dispariției lui. Da. N-am putut să scriu. Adevărul este că astăzi, încercând, știind că vin la emisiune, știam că trebuie să vorbesc despre subiectul ăsta și îmi spuneam cum să exprim. De ce nu l-am mai contactat pe Emen în timpul ăsta? Pentru că el a avut mai multe momente în care mă sfătuia, gata, așează-te și haide să ne apucăm de treabă, iar eu îmi spuneam, pai, câtă treabă am, că trebuie să lucrez pentru volumul 2 singur acum, că trebuie să corectez singură, că trebuie să scriu un calculator singur, că... Am înțeles. Și el se retrăgea imediat ce eu făceam inventarul la câte am de făcut. Acum nu încap în 2 volume comunicările pe care deja le am. Sunt convinsă că dacă în clipa asta aș spune gata, mă apuc să scriu, ar fi foarte interesant probabil ceea ce mi s-ar comunica să scriu. Dar pentru că mă simt foarte obosită și mă simt neputincioasă să mai apară volumul 3 și așa în volumul 2 nu încap comunicările pe care le am deja, trebuie să triez astfel încât și informația pe care o accept să o împărtășesc cu voi să fie una importantă pentru cititori. Da. Să fie una incitantă pentru cititor, pentru că este foarte important ca citind cărțile astea să aveți tentația să vă cunoașteți ghizii. Să știți că este posibil, pentru oricine este posibil acest lucru. Să mai știți, dacă se poate să mă credeți pe cuvânt, că viața devine cu totul altceva. Devine mult mai interesantă în momentul în care înțelegi de ce te-ai născut în România, de ce ai sau n-ai studiile pe care le ai, de care sunt motivele educației pe care ai primit-o și că toate acestea sunt alegeri ale noastre ca suflet atunci când la, spun, masă, pentru că nu știu să-i spun altfel, mie mi se materializează ca o masă imensă, de jur împrejurul căreia stau foarte multe persoane, dintre care pe 10% le cunosc, iar pe restul nu le cunosc, dar știu că sunt persoane cu care am avut legături foarte apropiate în decursul vieților mele trecute. Și că toți ăștia care sunt de jur împrejurul acestei mese au dreptul să pună condiții vieții mele care urmează să înceapă. Deci e o negociere. Nu neapărat o negociere. Dacă este nevoie, ei pot să pună condiții, fără ca eu să mă pot opune sau să spun nu vreau să fac cu tare lucru. Acest plan care se face pentru viața pe care urmează să o începem se numește, sau Emen l-a denumit, planul divin al vieții. Sigur că cu acceptul nostru se întâmplă să se materializeze planul ăsta. Cu acceptul nostru
el devine posibil să fie pus în practica vieții care urmează, pe care urmează să o începem. Tot ce vă spun acum la început mi s-a părut mie o fantezie pur și simplu, că mi era imposibil să cred că atât de cunoscute ne sunt toate căile pe care, toate soluțiile pe care le adoptăm în, în timpul vieții noastre întrupate. Atât de cunoscute sau de necunoscute? Cunoscute ne sunt și nouă și ghidul, dacă ajungi să-l cunoști, te ajută și el să înțelegi că tu ai decis că accepți ca lucrurile alea să se întâmple. Da. Indiferent cât de grave sunt, indiferent cât de tare te dor. Și atunci te dor mai puțin când realizezi că a fost opțiunea ta inițială înainte de întrupare? Eu nu știu cum să-ți răspund la chestia asta. Fapt este că pentru mine, până acum 2 săptămâni, îmi era imposibil să mă gândesc că mă întâlnesc cu tine, că fac emisiunea asta, că vorbesc despre Liviu, că multe lucruri mi se păreau imposibile. Da. A venit o zi în care simțeam așa din toată ființa mea că mi se spune gata, ajunge, e mai important ce a rămas de făcut, nefăcut încă, decât să-ți ștergi lacrimile și să... Nu știu dacă am reușit, o să vedem în seara asta dacă am reușit sau n-am reușit. În orice caz, mi-am asumat faptul că atât timp cât mai am de trăit, trebuie neapărat să scot volumul 2. Mai am un volum de versuri pe care vreau foarte tare să-l public, adică să le public, pentru că sunt versuri scrise de mine în diverse etape ale vieții mele, dar toate sunt adresate unor persoane. 90% din ele lui Liviu, dar nepoților mei, fiicei mele, altor oameni mai tineri decât mine pe care i-am iubit sau îi iubesc încă, și vreau neapărat să scot volumul ăsta de versuri ca în dreptul fiecarei poezii care înseamnă un mesaj, înseamnă o felicitare de ziua lor, înseamnă să scriu pentru cine a fost dedicat textul respectiv. Da, cui a fost dedicat, da. Ce palpitant! Ce să vă spun? Îmi spun, Doamne, dar dacă cumva trebuie să trăiesc mai mult decât îmi ocupă timp aceste două subiecte, da? Ce fac după aia cu timpul care mi-a rămas? O să găsești. Îi las logric, dacă mai scriu ceva din ce spune Emen, îi las logric să publice ea volumul 3. Ar fi o onoare, da. Ar fi o onoare. Pentru astăzi îmi propusesem să... Pentru că volumul ăsta de carte îmbină cumva o mulțime de informații pe care le-am primit pentru viața noastră a amândurora, dar și pentru îmbogățirea noastră cu informații pe care nu le aveam, lucruri pe care chiar dacă le presupuneam, n-aveam curajul să credem că sunt adevărate. Un exemplu ne poți da? O să rezulte din text. Ok. Vreau să vă spun că și acum sunt momente în care dacă este prea impactant, așa prea șocantă informația pe care o primesc, iarăși o iau de la început că nu e adevărat și că de ce am fost eu aleasă pentru aventura asta, cu toate că la rândul meu am citit mai multe cărți în care oamenii scriitorii sau eu nu vreau să vă închipuiți că noi suntem scriitorii cărții astea. Să citiți cu atenție prefațele, cele 4 prefațe, nu e corect spus, dar prefețe, da, ale cărții, pentru că fiecare dintre ele, deci scriu 2 doctori, primele 2, și după aia una este a lui Liviu și una a mea. Să vedeți ce înseamnă percepția fiecăruia din meseriile, deci ăștia 2 doctori și noi ingineri amândoi, cum înțelegem această
acest miracol, această șansă teribilă de a, de a fi, nu știu, nu știu cum să-i spun. Cronicare sau ce? De a ne lăsa, de a, de a fi de acord, înțelegi, cu, cu faptul că există o entitate care te cunoaște mai bine decât te cunoști tu și niciodată n-am îndrăznit, de exemplu, să mă contrazic. M-a durut și când m-am durut am închis caietul și am spus gata, nu mai scriu, dar asta nu însemna că nu mai aud ce era de auzit. Până când mi-a ieșit din cap că pot să mă opun acestor chestii și să admit că îmi place, nu îmi place ce mi se comunică, vreau sau nu vreau să scriu, adevărul rămâne undeva. Bei Grigore Aghiasmu. Da. Păi nu, adevărul rămâne în câmpul acașic și oricând altcineva, dacă, altcineva decât mine, da, ar putea să acceseze informația aia și să îi dea de capăt. Eu am avut nevoie de mult curaj ca să spun se pot pune într-o carte. Trebuie să înțelegeți că dintre comunicările pe care le-am primit, hai să zicem 60% sunt de publicat. Restul sunt chestii în care am fost trași de urechi, scărmănați bine amândoi pentru toate greșelile făcute și nu pot să spun previzionate pentru viitor, dar în orice caz pe care ni le propusesem să le facem, da? E greu, știi, după ce o viață întreagă ai crezut că ești independent, că ești liber, că ai dreptul să crezi în soluțiile pe care le-ai ales, să vină cineva sau ceva să-ți spună e incorrect. Da, da. Așa este. Și toată viziunea ta despre lume e incorrectă, e incompletă. Bun, dar mai mult decât atâta, să fii lăsat să greșești, da? Să fii lăsat și să nu te judece decât după ce ai greșit, să spună pentru ce a fost nevoie de greșeala aia. Foarte multe sunt de învățat, foarte multe sunt de învățat, dar ce trebuie reținut de către voi toți, dacă vă pasionează informația pe care o primiți de la noi, este că am ales atunci când se face planul divin al vieții soluțiile pe care după aia trebuie să le pui în practică și să le materializezi în timpul întrupării prezente. Eu mi-aș fi dorit foarte tare să mi-aduc aminte sau să mi se aducă aminte care este momentul în care eu am ales acest timp din viața mea în care alături de Liviu să decidem că ceea ce mi se comunică mie este de publicat, că este valoros pentru alți oameni, că este educativ pentru alți oameni. Nu știu, vreau să vă spun însă că mi-a trebuit mult curaj pentru chestia asta. Te cred. Și dacă n-ar fi fost Liviu care să creadă mult mai profund decât mine în utilitatea, în necesitatea ca cei care vor citi sau vor băga nasul în informația asta să și-o asume, să simtă că este și-a lor, că este a tuturor. Atunci, mai avem acum vreo 7 minute sau ceva de genul acesta. Am să încerc să citesc prima dintre, da? Dintre chestiile astea, da. Pentru că așa și în memoria lui Liviu, dar și pentru că cartea înseamnă misiunea României. Da. Prima comunicare pe care vreau să vă citesc este din 13 septembrie 2020. N-are titlu, se numește Necesar de știut, iar eu am pus subtitlu Mesaj pentru România. O, ce bine că încep cu mesajele pentru România. Sunt așteptate cu atâta interes și cu inima la gură. Îmi propusesem să nu te mai solicit decât dacă ceva ce trebuia comunicat devenea imperios necesar. Vreau să fii foarte atentă la informația pe care ți-o dau și să împarți conținutul ei doar cu oameni de mare încredere. Deocamdată.
Îmi pare rău că nu pot să vă arăt în timp ce citesc, să fie o cameră în spatele meu care să urmărească textul și să vedeți sublinierile și felul în care unele cuvinte sunt scrise cu majuscule și în mijlocul unei fraze sunt scrise cu majuscule, dar ele au o semnificație foarte importantă. Eu n-am cum să vă o transmit chestia asta. Faptul că sunt scrise cu majuscule, da, uite, are o semnificație. Aici. Uite, da. Deocamdată. Aha. Asta era în 2020, da. Fiți atenți la deciziile pe care le luați sau doriți să le aplicați în viitorul apropiat. Pentru iarna care urmează, mai grea ca niciodată prin natura unor probleme foarte noi de care trebuie să țineți cont, este nevoie să vă împerecheați forțele. Este nevoie de răbdare, de multă răbdare. Pe planeta Pământ se desfășoară în prezent o acțiune deliberată, importantă și extrem de dăunătoare la adresa României. O mulțime de feluri în care vi se comunică informațiile vor uza de accesul pe care îl au la oameni pentru a transmite sugestii compromițătoare. Fiți atenți, este mare nevoie de oameni ca voi. Este un timp în care felul vostru de a fi util se poate manifesta. S-a înregistrat de către sforari, e scris cu majuscule și cu litere aplecate, o alertă importantă față de faptul că României i s-a dus vestea în lume pentru șansele ce i-au fost predestinate de Creator. Cei angajați în dezechilibrul umanității caută pe multe căi să convingă, să-și atragă parteneri de distrugere, să folosească pe românii plecați din România pentru a denigra țara, pentru a-și motiva gestul. Toate mijloacele media se pregătesc să poată reprezenta o forță de răspândire a informațiilor denigratoare, cu argumente cât mai solide. Va fi foarte ușor pentru cei ce nu vor să mai găsi soluții nevoilor economice să treacă în barca dușmanilor. În acest timp vom căuta să vă susținem devenirea voastră de sprijinitori. Este nevoie de liniște, este nevoie de concentrare pe neputința acestor entități de a reuși în demersul lor distrugător. Eu am evitat până acum să pun în discuție rolul ales României de către Creator pentru a deveni oaza de curățenie, de credință, de beneficitate planetară. De beneficitate planetară. Și în România se înregistrează o scădere a iubirii de neam, care până nu de mult a fost o mare valoare a acestui popor, dar și a locului destinat viețuirii acestuia. În liniștea caselor în care s-au izolat perechile de suflete gemene și perechile de flăcări gemene, instituiți altare de rugăciune pentru România. Este mare nevoie în iarna ce vine de forță și credința fiecăruia din voi pentru a face față războiului potrivnic ce a pornit pe multe planuri. Un ochi versat să privească în jur, să cântărească corect, înțelege fără dificultate că România a devenit în ultimile luni un obiectiv. Este cu litere mari și subliniat. Deocamdată nu am îngăduința să vă spun mai multe lucruri despre viitorul apropiat. Este bine că ați reușit să vă împuținați curiozitatea pentru ceea ce se întâmplă în lume și în țară în ultima vreme. Vă menajați astfel de a emite judecăți personale care cu ușurință pot fi greșite. E bine sau indicat să nu contribuiți nici cu un gând la deteriorarea câmpului vibrațional al României. Orice convingere a voastră, și acum este o paranteză, a celor desemnați să-i fiți României stâlpi de susținere, se închide paranteza, deci orice convingerea voastră negativă, dăunătoare, cântărește înzecit față de același gând născut în mintea și sufletul unui muritor de rând. Este important să faceți zilnic poate chiar două rugăciuni destinate României, prin care să invocați ajutorul Tatălui în susținerea voastră. Iată că timpul manifestării voastre pare să fie altfel rânduit decât v-ați așteptat, sau mai corect decât chiar noi am fost capabili să-l previzionăm. România trebuie apărată, trebuie să iasă din această conjunctură nefavorabilă, pusă la cale, mai curată, mai frumoasă, mai încrezătoare că merită să fie
toaca. Și acum o paranteză. Toaca. Da. Iată motivul pentru care din zorii acestei zile, în pat fiind, auzeai toaca la cele două biserici de lângă casa ta. Deci, mai citesc o dată, trebuie să iasă din această conjunctură nefavorabilă pusă la cale mai curată, mai frumoasă, mai încrezătoare, că merită să fie toaca neamului românesc și apoi semnalul de biruință al celor ce cu bună credință au îngenunchiat bucuroși în rugăciunile făcute pentru țara lor. Îmi pare rău că te întrerup, ai grijă unde ai rămas, va trebui peste un minut să luăm o pauză publicitară, ceea ce spui este tulburător. Deci, cumva, sună ca un mesaj extrem de optimist și ni se atrage atenția că noi trebuie să ne conștientizăm rolul ca națiune, ca țară, ca loc geografic, cu toate implicațiile lui energetice, și rolul nostru ca indivizi și ca popor. Pentru că România va trebui să iasă, ce frumos ai spus, mai curată, mai puternică și să-și asume rolul de ghid, de călăuză spirituală, cumva. Așa nu înțeleg eu. Asta mă gândeam că fiind la marginea unei alte lumi, da? Adică Ucraina și cu tot ce se întâmplă în est. Estul nostru, vedeam harta și nu mă gândeam decât în felul ăsta, că România, de fapt, este o țară de graniță a unui alt sistem economic. Exact. Politic și așa mai departe. Da. Draga mea, continuăm imediat după pauza publicitară. Mulțumesc foarte mult!
Vorbim despre asta și ziceai că nu te duci cu drag. Am revenit. Am avut o discuție foarte interesantă și, dragă Adriana, te invit să le spui și telespectatorilor noștri ceea ce tocmai îmi spuneai acum despre frică și efectele ei distrugătoare. Da, eu n-aș fi vrut să fac o promisiune în fața lor, pentru că nu știu cât mă ajută. Nu vreau să ne promiți nimic, dar... Cât mă ajută sănătatea să mă țin de cuvânt. Da. Dar mi-am propus să fac o emisiune despre frică. Pentru că așa cred eu astăzi, că este cea mai gravă traumă pe care sufletul nostru trebuie să o, să o traverseze, să se lupte cu ea, să... și produce cele mai grave disfuncții în corpul fizic. Pentru că acordul între corpul fizic și suflet, care trece prin minte, deci sunt trei forme de energie de asta care se adună obligatoriu la un loc, fac ca mie să mi se pare că frica este cel mai destructiv element care însoțește viața noastră și pe care, din păcate, tot ce înseamnă viața noastră din afara ființei noastre este extrem de productiv, da? Ca să inducă frica. Păi este pentru un că un obiectiv. Om înfricoșat, da. Este un om cu care poți să faci ce vrei. Exact. În momentul în care ai reușit chestia asta și lui e frică de tine, devine o marionetă. Exact. Tocmai de asta și noi încercăm prin tot ceea ce facem, dar cred că s-a simțit, s-a văzut. Încercăm să dăm curaj, încercăm să deschidem noi perspective ale resurselor noastre, de care poate am uitat. Uite, inclusiv cu această imunitate naturală, păi a fost nevoie 2 ani să se conteste practic existența ei și importanța ei, ca acum să se spună, da, sigur, imunitatea naturală. Păi noi suntem preduși mental, sigur că a fost tot timpul la fel de importantă, dar noi suntem supuși unor valuri de îndoctrinare și așa mai departe. Deci îți mulțumesc mult pentru intenție. A vorbit despre frică și mai ales a învățat pe oameni, cum spuneai tu, spuneai că tu nu te temi de nimic și te cred, să învățăm și pe oameni să nu se teamă de nimic. Ar fi foarte important. Această neînfricare ne ajută să fim și greu de atins față de relele vieții. Eu le las pe toate. Vreau să fac, să mă strădui să fac o emisiune despre chestia asta. Cu drag. Uite, te aștept și săptămâna viitoare. Dacă am să continui lectura de... Te rog. Despre România. Încercați să vă susțineți reciproc în acest demers. Încurajați-vă să vă simțiți parte a unui grup foarte mare de oameni chemați să-și manifeste folosul în acest timp. Vreau să credeți că cei cu care sunteți chemați să fiți alături au informații cum că leagănul spiritual al pământului se va naște în România. Se va naște, nu vorbim de trecut, vorbim de o naștere în viitor. Deci este vorba de momentul de după dimensiunea 5, după ce majoritatea oamenilor vor fi trecut în dimensiunea 5, ceea ce se va întâmpla foarte curând. Aceste suflete sunt devotate timpului în care nu veți mai fi la fel de mulți pe Terra, dar cu siguranță cei rămași vor fi cei a căror putere de rugăciune se va înălța până la fața Tatălui, până la puterea Tatălui de a reechilibra umanitatea, de a-i oferi condiții mai prielnice de a viețui pe Pământ. Încă o dată, fiți atenți cu persoanele cărora sperați să le împărtășiți vești minunate. Este în ghilimele cuvântul și subliniat vești minunate. Veștile pot fi în același timp bune sau foarte proaste. De voi, de noi, de toți cei implicați în subiect, depinde șansa extraordinară ce ni se oferă în acest timp. Doar zilele trecute înregistram un fel de apel de nemulțumire a lui Liviu la adresa felului în care receptează mesajele mele. Liviu, tu trebuie să ajungi să te simți ca făcând parte din acest imens grup de oameni. Tu trebuie să devii un fiu al Pământului României, către care să atragi, să înveți, să construiești pentru românii rătăciți prin lume șansa întoarcerii lor acasă. Va veni curând timpul în care buna ta credință, rodnicia intențiilor și misiunii tale va fi o bucurie a acestor oameni treziți de tine. Iubirea voastră pe care o înveți pentru veșnicie alături de Adriana este un medicament al sufletelor dispuse a fi sprijin
timpului ales întrupărilor. Poți să repeți, te rog, ultima propoziție? Iubirea voastră pe care o înveți pentru veșnicie, alături de Adriana, este un medicament al sufletelor dispuse a fi sprijin timpului ales întrupărilor. Nu-i departe momentul când veți înțelege că ai fost destinat unei alte existențe decât cea căreia i te-ai oferit. În prezent ți s-a deschis o nouă oportunitate, o șansă de a fi un timp, și acum urmează o paranteză mai mare, cât îți mai îngădui, nu, pardon, nu, deci urmează o paranteză, o șansă de a fi un timp, paranteză, cât îți mai este îngăduit de plan, se închide paranteza, plan este cu litere mari, ceea ce ai fi devenit rămânând în România. Ai înțeles de la Alin, Alin este numele ghidului personal al lui Liviu, câte atribute ai avut pentru a deveni lider de opinie în țara ta. Iluzia că acest rol se poate juca de la distanță a fost și rămâne o iluzie. Caută pe măsura posibilităților pe care ți le îngăduie respectul celor cunoscuți, ca români profund atașați iubirii pentru neamul românesc, să-i determin să revină în țară. Este nevoie pentru timpul ce urmează de o forță impresionantă pe care să o manifeste România pentru a-i fi recunoscute planetar și politic meritele sale. În sarcina fiecărui om ales al momentului stau alți 10-12 oameni pe care trebuie să-i ajutați să revină pe cale. Am surprins-o pe Adriana cu graba mea de a vă vorbi. Profitam însă de absența ta din casă și de liniștea din sufletul ei. Aveți mare grijă să nu deranjați liniștea pe care o prețuiți atât de mult. Doar această liniște vă poate permite raționamente corecte, judecăți corecte, măsuri corecte. Foarte frumos. Deci România va avea un rol de leagăn al noii spiritualități, al noii... Bine, asta este o comunicare pe care Emen a dorit să o dedice României, să vorbească mai mult despre chestia asta. Dar sunt foarte multe fragmente din alte comunicări în care vorbește despre această misiune foarte specială a României. Ori îmbină informația asta despre misiunea României cu felul în care discută despre misiunea mea și a lui ca pereche de suflete gemene. Mi-ar pare rău să înțeleg într-o zi că nu s-a priceput corect ce înseamnă această pereche. De departe nu este vorba de o apropiere care obligă noțiunea de pereche, da? Nu este vorba de o întâlnire sexuală, nu este vorba de o întâlnire educațională. Noi doi am fost colegi de școală elementară, de liceu, de facultate, dar n-a existat nimic important între noi. Doar că trebuie să spun chestia asta. Liviu a perceput mult mai de mic, de ca vârstă decât mine, nu pot să-i spun atracție, nu știu cum să-i spun, față de persoana mea, adică... Semnificația ta în viața lui a simțit-o. Ne întâlneam la plajă, ne întâlneam la seminarii, la facultate, adică chestia asta căruia eu nu le dădeam nicio atenție, dar el știa să le povestească cu lux de amănunte și recunoștea în fiecare moment de ăsta personajul altceva decât restul... Da. Eu multă vreme am crezut că sunt niște fantezii de ale lui, așa? Dar probabil că este ceva adevărat. El vorbind, adică fiind nevoie mulți ani să vorbească altă limbă decât limba română, avea și un bagaj de niște posibilități de exprimare mai reduse decât ale mele. Și eu ziceam... Acum când nu mai este și mi-aduc aminte de o mulțime de astfel de intervenții de la lui, îmi spun, domnule, ce profunde chestii spunea și suntem extrem de superficiali. Fiți atenți la chestia asta.
suntem extrem de superficiali și în felul în care ne cunoaștem pe noi înșine și pe, și pe evaluarea pe care o facem în cunoașterea altor oameni. Da? Superficiali, superficial așa. La... Cum putem să fim mai puțin superficiali? Ce ne-ar da profunzime? Nu știu, este atât de greu, te întreb pe tine acum, este atât de greu să admiți că nici o secundă din clipa în care te-ai născut nu ești singur pe lumea asta, adică nu mă refer acum la părinți, cât trăiesc, cât pot să te educe să reprezinte ceva valoros pentru tine, sunt. Da, da. Dar câți oameni sunt între noi care știu că mă, nu ești singur și că... În sensul... Da. Observatorului din viața ta, în sensul divinității, nu? Entităților ghidului, nevăzute. De exemplu, ghidului, care te ajută. Te ajută să parcurgi planul pe care l-ai acceptat. Dar câți oameni cred în chestia asta? Păi, în primul rând, că informația nu s-a prea răspândit. Tu ești, în ceea ce mă privește, prima persoană de la care am auzit aceste informații. Pe urmă le-am mai găsit, repetate colo, aici, colo. Dar de la tine, tu mi-ai atras atenția cu astfel de expresii, cu astfel de informații. Da, mai vreau să vă spun ceva. În intervalul ăsta de timp, deci asta înseamnă jumătatea anului 2019 până astăzi, deci dacă în 2019 eu căutam și căutam pe internet, căutam să văd alte persoane care vorbesc despre același subiect și nu găseam pe nimeni. Suflete gemene. Suflete gemene, în sfârșit. Sunt câteva noțiuni pe care le căutam să văd. Așa. Astăzi vreau să vă spun că n-ai timp în 24 de ore să parcurgi tot ce se găsește pe internet despre subiectul ăsta. Sunt așa, subiecte cărora le vine timpul și atunci dintr-o dată proliferează și cunoașterea. Da, aș vrea și să vă mai citesc un material. Sigur. Tot despre România? Nu. Noi în corespondența asta pe care am făcut, pe care am reușit să o materializez eu în caietele astea, am avut momente în care fiecare avea câte un caiet și punea întrebări, le discutam între noi, răspundeam fiecare cum îl tăia capul la întrebărilor astea, dar pe unele dintre ele le alegea Emen ca să fie răspunsurile lui pentru noi, iar acest material pe care vi-l citesc acum sunt niște răspunsuri date lui Liviu pentru întrebările pe care le-a pus. Deci comunicarea este din 29 decembrie 2020, zice, și titlul este Norocul Liviu care mai dorește răspunsurile mele. Nu e adevărată chestia asta, dar... Na. Sarcastic, Emen al tău. Adriana nu riposta. Voi încerca să fiu cât se poate de succint în răspunsurile mele. Trebuie însă să înțelegi că fără lămurirea unor întrebări pe care vi le puneți, nu puteți să aveți judecăți corecte și complete. Răspunsurile la întrebările ce vă frământă sunt extrem de necesare completării unui tablou al cunoașterii, extrem de diferit de la om la om. Cum bănuiți deja, acesta este deosebit de îngăduitor oamenilor bătrâni, cu o vastă experiență personală, oamenilor foarte atenți la ceea ce li se întâmplă, oamenilor curioși care se străduiesc să capete răspunsuri cât mai corecte în timpul ales vieților, dar și altor multor condiții legate de educația primită și nu în ultimul rând îngăduinței pe care vă permite planul divin al vieții voastre. Pentru că ați încercat împreună să puneți problema, dar să și răspundeți după puterile voastre, vreau să vă ajut să înțelegeți că este posibil ca într-o întrupare nivelul vostru de cunoaștere, discernământul, să fie inferior celui dobândit în precedentele vieți. Da, este greu să te gândești că la un moment dat ți-ai ales o viață searbădă și o viață care nu are... ți se pare săracă, nu are un nivel superior de cunoaștere, nu te îmbogățește cu nimica, dar de neputințele unei vieți de astea este nevoie ca să poți apoi să valorifici corect ceea ce vrei să afli, da? Deci n-ar fi așa benefică benefic un crescendo dintre astea, ca de la existență la existență. Probabil că nu este posibil.
că din când în când trebuie să te îngenunche viața ca să poți să vrei mai mult. Sau n-am fost în stare să vrem destul de mult. Da. Nu știu. Asta însemnând că îndatoririle ce vă revin prin planul divin al vieții nu necesită reamintirea unor trepte de cunoaștere dobândite anterior. Informațiile precunoașterii voastre în acest caz sunt mai sărace, chiar dacă performanțele posibile a fi realizate sunt valoroase. În sensul celor ce le-am spus mai sus, vreau să vă ajut să vă asumați că în nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu este vorba doar de un efort de reamintire. Majuscule, nevoia de a de a-L cunoaște este trebuie Dumnezeu, să fie un efort de reamintire. A fost în viața voastră, paranteză, privită în integralitatea întrupărilor sale, un timp în care posedați prin cunoaștere toate datele necesare răspunsurilor la întrebările pe care vi le puneți. Cu timpul însă, problemele esențiale ale întrupărilor voastre au devenit prioritare. Trăiți cu certitudinea că amintirile pe care le aveți sunt adevăruri incontestabile atunci când era vorba de existența lui Dumnezeu. Este însă de la sine înțeles că pe măsură ce dezvoltarea tehnologică de care ați avut parte și a avut parte umanitatea în ultima vreme a fost din ce în ce mai pusă la treabă în folosul demonstrațiilor de care aveți nevoie și pretențiile voastre au crescut. Pretențiile voastre au crescut. Se cereau demonstrate. Așa se face că pe măsură ce omul s-a familiarizat cu dimensiunea fără margine a universului necunoscut, a reușit să-și asume teorii de lor satisfăcătoare privind limitările cunoașterii sale precedente. Răspunsul meu la prima întrebare pusă de Liviu privind unicitatea lui Dumnezeu sau posibilitatea ca dimensiunea infinită a universului să facă utile mai multe entități divine cu griji și necesități de acțiune diferite, cu condiția ca toate acestea să fie raze ale unui întreg, care este întotdeauna Creatorul. Și întreg este cu litere mari, Creatorul cu litere mari. Eu nu mi-am pus problema cunoașterii Creatorului, iarăși cu majuscule. Mi-am închipuit doar că însumează toată cunoașterea necesară, cu toate gradele de dificultate și că oricând acesta, litere mari, deține soluțiile. Tot din același motiv, accept cu ușurință că Dumnezeu, căruia noi, dar și voi, ne rugăm, ne adresăm, este indisolubil legat de toate entitățile ce înconjoară câmpul energetic căruia îi aparține galaxia și că prin intermediul acestor conexiuni suntem dependenți unii de ceilalți și avem responsabilitate în același sens. Eu, ca ghid uman, nu am o pregătire suficientă pentru a acoperi toate responsabilitățile și cunoașterea domeniului atât de vast al acestor întrebări. Voi încerca o consultație cu Alin, un personaj subtil, mult superior mie, și vă voi ține la curent, dacă se poate, cu toate răspunsurile sale. Dar dacă tot a fost pus în discuție acest subiect, v-aș sfătui să inventariați care sunt necesitățile voastre de cunoaștere pentru a înțelege corect misiunea ce v-a fost încredințată și apoi să vă străduiți să, mai semnificativ decât ați făcut-o până acum, să acoperiți, să vă achitați, să fiți folositori pământului semenilor voștri. Ce am înțeles eu de foarte mult timp, adică din vremea în care asemeni vouă trăiam întrupat în Atlantida și mai apoi pe Terra, este că rolul cel mai important pe care trebuie să și-l asume un om este cel în care este solicitat să producă efecte benefice altor oameni. Ori, înțelegând pentru prima dată ce înseamnă apartenența la o pereche de suflete gemene, consider că nu știu să existe o șansă mai importantă pentru o ființă viețuitoare în corpul fizic. V-am mai spus, nu am o experiență care să preceadă rolul meu alături de voi, dar vreau să aveți toată încrederea că mă străduiesc să vă ghidez pe calea cea mai scurtă pentru ca voi, cei de care mă ocup în prezent, să vă puteți îndeplini misiunea asumată prin planul divin al vieții.
poate că a venit timpul să vă lumineze, să vă lumineze asupra unor cunoștințe privind neșansa de a vă achita de aceste asumări. Tot ce este prevăzut de voi pentru a face parte din planul divin al vieții, neîmplinit din motive strict dependente tot de voi, sunt întâmplări ce se vor reprograma din oficiu, cu litere mari, altă dată într-o întrupare viitoare. În cazul de față, cum saltul energetic pe care urmează să-l susțineți este unic în istoria umanității, nu pot să interpretez care ar putea fi consecințele neîndeplinirii planului divin. Poate că felul meu de a purta de grijă acestei realizări a vieții voastre să vi se fi părut uneori excesiv, brutal. Trebuie să vă străduiți să înțelegeți că această șansă ratată are, din punctul meu de vedere, repercursiuni necunoscute. Promit însă să fac o întrebare Consiliului Înțelepților și dacă aflu ceva, vă voi comunica. Fac acum eu o paranteză la text ca să vă spun două cuvinte. Consiliul Înțelepților este un alt organism al lumii astea nevăzute cu care se consultă și de la care află răspunsuri întrebărilor pentru care ghizii nu au răspunsuri. Deci ei, viețuind în trup înaintea întrupării noastre, este posibil ca nevoile noastre de experiență să depășească nivelul lor de cunoaștere. Și atunci se adresează Consiliului Înțelepților care știu tot. Deci e cum ar veni eșalonul superior. Eșalonul superior, dar aceste entități nu au fost întrupate niciodată. Aceștia. Deci, spre deosebire de ghizi, Consiliul Înțelepților sunt niște entități care nu au fost întrupate niciodată. Fantastic. Și în ce formă ne trimit răspunsul? Nu, prin ghizi. Prin ghizi. Prin ghizi, da. Noi, de fapt, nu facem distinție dacă răspunsurile vin de la ghizi sau prin ghizi. Nu, ei nu ne contactează direct niciodată. Am înțeles. Zilele trecute aș citit un material care explica viața lui Iisus. O parte trimis din Suedia de prietena voastră și apoi adăugat ca partea a doua de Adriana. Vreau să credeți că nici această variantă a vieții lui Iisus nu reflectă integral realitatea timpului său. Trebuie să nu pierdeți din vedere că niciun om nu este profet în timpul vieții sale. E cu majuscule toată chestia asta, indiferent de ce calități poate da dovadă. Timpul lui Iisus în trup este unul ce se produce în lumea israelienilor, o lume frământată, plină de ambiții și neîmpliniri pentru cea mai mare parte a viețuitorilor ei. Asta face ca adevărul să se afle doar în dosarele acașice, iar acestea pot să inducă erori grave cercetătorilor lor, funcție de pregătirea sau de desemnarea către un studiu, câte unui studios, de a face căutarea dintr-un interes personal sau într-un scop umanitar. Uitați-vă în jur, dacă aveți timp și interes, cercetați o întâmplare istorică ce a avut loc cu 300-400 de ani în urmă. Veți constata că sunt deosebit de grave diferențele de prezentare ale evenimentului care este descris de către 3-4 istorici în diverse de către 3-4 istorici ai diverselor interese politice, sociale sau comerciale. Dacă înmulțiți cu 5 sau 6 timpul erorilor ca să ajungeți în timpul premergător existenței lui Iisus, veți înțelege ușor câte inadvertențe în cap în așa zisa cunoaștere religioasă. Apoi, dacă ați înțeles corect că un suflet întrupat cu cât dă dovadă de mai semnificativă înțelepciune, este semn că este un suflet vechi, cu timp oferit de alte întrupări în care a acumulat cunoașterea pe care o manifestă în momentul de față. Ca să înțelegeți mai ușor acest mod în care se asimilează de către sufletul omenesc cunoașterea, experiențele, vă voi ajuta cu un exemplu ce vă este poate ușor de recunoscut. Voi doi ați dat des dovadă de un anumit model de cunoaștere. Asta înseamnă că Liviu a fost de mai multe ori întrupat în corp de femeie, iar Adriana într-un corp de bărbat. Numărul întrupărilor voastre este același, în paranteză, datorat perechii de suflete gemene. Dar experiența dobândită prin întrupare ca femeie este mai puțin semnificativă unei cunoașteri a timpului trăit. Responsabilitățile existențiale erau ale bărbaților. Asta face ca în prezent să se observe că aveți influențe importante ale personalității
sexelor pe care le-ați avut în trecut. Apoi, dacă vă uitați la profunzimea sau lipsa de profunzime a sentimentelor ce le purtați copiilor voștri, din nou se observă trăsăturile feminine și masculine într-o manifestare semnificativă în această viață a voastră. Chiar dacă femeia i-a părut întotdeauna că bărbatul este mai superficial decât ea, totuși responsabilitatea marilor decizii din viețile voastre a fost a bărbaților, chiar dacă nu au avut darul să fericească femeile. Poate că timpul în care veți fi disponibil să mă ascultați, să puneți întrebări și să primiți răspunsuri se va modifica semnificativ după ce veți reuși să publicați cărțile. Vă înțeleg tensiunea, este subliniat, și îndatoririle asumate mai mici decât cele necesare. Nu o luați în nume de rău, dar în ritmul în care lucrați, împingeți timpul rezolvării undeva în viitor, într-o vreme pe care nici eu nu o mai pot înțelege și justifica. Voi răspund, dar acum vreau să vă spun ceva. Am recitit și volumul ăsta de carte și multe din comunicările lui Emen. Știind probabil ce urmează să se întâmple cu încetarea vieții trupește a lui Liviu, are niște exprimări așa pe care le scriam și mă întorceam către el și spuneam, Doamne, ce-o fi vrut ăsta să spună cu chestia asta, și nu înțelegeam nimic, iar acum citesc și înțeleg tot și nu îmi vine să cred că e adevărat că am trecut cu ochii pe textul ăsta de câteva ori și n-am sesizat că... E un fel de orbire, probabil, pentru că ai fi nebunit dacă realizai că sunt ultimele voastre luni împreună, nu? Sau cred că avea un impact... Nu, devastator. Nu știu să spun, dar astea sunt lucruri pe care probabil că niciodată omul nu le va ști. Și eu o înțelepciune dumnezeiască aici. Altfel n-am mai face decât să fim obsedați de acest final. Cu toate că știu din sfârșitul de viață al mamei mele că nu știu cu cât timp, dar este un scurt timp înainte de final în care omul știe tot ce îi se va întâmpla în orele care urmează. La mama a fost vorba de ore, dar știu și alte persoane care zile, câteva zile înainte de final, au știut ce urmează. Se spune că cei mai mulți au deja viziuni, în fine, n-aș vrea să ducem în direcția asta care mă interesează pe mine foarte mult, dar acum fiind evenimentul foarte proaspăt, noi simțim și ni se și trimit ca o consolare, ca o liniștire, ni se trimit scurte vizite ale celor dragi, care spun luni să fie pregătit. Și eu am știut când Liviu a ales să rămână la spital, că nu mai iese viu de acolo. Așa ai simțit? Da. O, Doamne! Deci, în materialul răspunde la niște întrebări. Acum urmează alt răspuns. Este vorba de procesul decizional. Ca să răspund acestei întrebări, este nevoie să-mi închipui cum simte un om care nu-și poate asculta sufletul, cele câteva răspunsuri pe care le admite sau le intuiește atunci când nu poate să repartizeze la cele două surse de inspirație, să se raporteze la cele două surse de inspirație ale unui răspuns. Recunosc că mi-este greu, că în toate cazurile în care răspunsurile sunt cel puțin două, ele vin aproape simultan de la minte, ce a făcut iute un raționament economic, și de la suflet, care analizează din toate punctele de vedere oportunitatea și oferă răspunsul cel mai adecvat timpului, nevoilor de experiență ale celui ce le cere. Da. De cele mai multe ori, dacă nu chiar întotdeauna, soluția dată de mintea voastră va fi mai ușoară, va fi mai lesne de realizat, cu timp necesar mai puțin, cu beneficii pe termen mai scurt, dar remarcabile la prima vedere. Soluția dată de suflet este una lungă, de lungă durată, este una valabilă în orice împrejurare în care vă propuneți ca ea să fie de maxim folos timpului întrupării voastre. Veți recunoaște în soluția pe care o propune sufletul una mai greu de realizat, dar recunoscută ca fiind mai valoroasă decât prima. Care are îngustă. Da. Cea de-a doua întrebare cuprinsă în prima, adică cine este arbitru sau cine alege între cele două soluții, e mai greu să
mă fac înțeles cu răspunsul meu. Alege conștiința voastră, adică acel discernământ ce se capătă odată cu acumulările calitative importante pe care ființa om și le asumă și la care apelează atunci când trebuie să spună da sau nu, atunci când are de ales. Pentru tine, Liviu, pe semne că nu este ușor să înțelegi cele de mai sus, natura tehnică a pregătirii tale profesionale și experimentărilor tale intelectuale este o piedică pentru această înțelegere. Adriana, care are mai multe atribute artistice, preocupări și nevoi de cunoaștere care ies din sfera pregătirii sale intelectuale, este mai ușor atentă la nuanțele ce trebuie să le exprime soluția corectă. Este cu majuscule soluția corectă. Înțelege că răspunsul nu aparține exclusiv timpului în care s-a produs întrebarea. Cum? Deci răspunsul poate să aparțină unui răspunsul nu aparține exclusiv timpului în care s-a produs întrebarea. Deci poate să aparțină unui timp anterior sau sigur, poate chiar unui timp viitor. Ce profund e asta. Din acest punct de vedere al analizei de caz necesare unei alegeri, oamenilor atenți li se împuținează problemele. Aceștia aproape simt fizic soluția durabilă, valabilă și azi și mâine și oricând în timpul vieții lor. Tu, Liviu, deseori ai luat decizii ale momentului pe care nu te-ai străduit mai apoi să le analizezi și să simți nevoia de a constata în ce loc, în ce fel ai greșit. Spre deosebire de Adriana, tu spui greu, iartă-mă. Acest neajuns face ca analiza căreia consimți să te supui să fie una care nu te învinovățește, ci caută să-ți satisfacă nemăsuratele orgolii masculine de care nu duci lipsă. Ce trebuie însă cu strictețe reținut din această perspectivă, din această superficială analiză pe care am încercat-o eu, este că voi, oamenii, dispuneți de toate atributele necesare unei corecte evaluări sau decizii ce le aveți de luat. Singura condiție este atenția, cu litere mari, pe care o dați întâmplărilor vieții, iar această atenție, din nou cu litere mari, se manifestă în felul și capacitatea voastră de a vă asculta sufletul. Da. O nevoie specifică, o nevoie, în paranteză, specifică, din păcate, se închide paranteza, necesară celor mai mulți oameni, determină neșansa de a da atenție celei de-a doua soluții, care vine cu întârziere uneori. Este neconvenabilă sau mai greu convenabilă din acest motiv. Este lesne de înlăturat. Este soluția sufletului. Ajută Adrianei o înțelegere cât mai corectă, pentru că în timp ce se petrece această comunicare, realizez cea mai mare diferență, ce mare diferență există între voi doi atunci când trebuie să iau în calcul discernământul fiecăruia, cât vă este de greu sau de ușor să alegeți care trebuie să fie soluția cea mai bună. Liviu, față de ultima frază din cea de-a doua întrebare a ta, nu pot înțelege ce știi despre conștiință sau despre spirit. Nu este loc aici să detaliez în caz că aceste noțiuni nu sunt corect înțelese. Poate admiți cu acest prilej că în prezent aveți multe șanse să obțineți cunoașterea necesară unui subiect, căutând pe internet răspunsurile ce vă lipsesc. Da. Conștiința înseamnă, într-o traducere din latină, cunoaștere. Conștiința este un atribut, este sentimentul înțelegerii existenței personale, dar și felul în care poți integra această cunoaștere în percepția personală a existenței Universului. Conștiința proprii omului întrupat este o formă evoluată de reflectare psihică a realităților prin intermediul senzațiilor asigurate de simțurile voastre. Conștiința este o formă subtilă, superioară de manifestare a psihicului unui om. Nu e loc acum să dezvoltăm această cunoaștere de sine. Apoi, trebuie de la bun început să acceptați că acest fel de cunoaștere are tot atâtea manifestări câți oameni se află întrupați pe pământ. Adriana nu poate să mai scrie. E o paranteză chestia asta. Pe mâine sau când se va putea. Aliniați-vă cu energia sufletelor voastre. Sunt convins că vouă vă este cel mai important lucru de realizat. Adrianei nu-i va fi greu dacă primește stropul de care mai are nevoie. Lui Liviu însă nu este încă prea ușor, căci aproape se teme de marea întâlnire cu sufletul său.
E copleșitor pentru că e foarte dens tot ce spui și sincer am să ascult da, și eu. Seama, îți dai seama acum ce înseamnă lectura materialului ăsta citită acum 3 luni? Da, retroactiv. Da, capăt alt înțeles. E ca și când, deci cum a învăluit el și n-a spus direct lucrurilor pe nume, că a fost devastator. Nu știu dacă este posibilă chestia asta. Și v-a spus lucrurile cumva așa pe ocolite și abia acum când recitești înțelegi că se referea la despărțirea voastră în această existență. Ai fi curioasă să te duci, că am auzit că există, și la o așa zisă regresie, care nu mai e regresie, la o progresie într-o viață viitoare? Ai vrea să știi cum vă veți întâlni? Nu, niciodată n-am vrut să... Adică știam care sunt posibilitățile de a afla ceva din regresii și am promis mamei mele într-o întâmplare din copilărie că nu voi dori să aflu nimic despre viitor. Am în amintire acea întâmplare în care un vecin dorea neapărat să știe când va trece el dincolo și a fost exact cum... În fine, deci nu e bine să ne... Eu acum nu mă refeream la o dată de asta fatidică, ci dacă doreai să... Nu, sunt oameni care știu chestiile astea, în ce roluri, în ce configurație vă veți reîntâlni. Dar aveți atât de multe de explorat sau ai. Ai avut o comunicare cu Liviu după ce a plecat de pe acest nu, rând? Nu, nici cu Liviu și nici cu Emen. Și nici cu Emen, te-a lăsat în pace, în doliu. Nu m-a lăsat, dar eu l-am... Nu, mi-e frică să spun că l-am respins, dar încet, încet simt că îmi trece starea pe care am avut-o mult timp. Puțin timp după ce n-am mai fost Liviu, pentru că am fost extrem de singură alături de el în plecarea asta. Extrem de singură. L-am dus alături de părinții lui la Constanța și singură tot timpul ăsta. Drumuri, spital, adică scos de la spital, drumul, Constanța, mormântare. Nu știu, cred că mi-a făcut bine până la urmă singurătatea asta. Am putut să rămân cu el ore întregi. La priveghi, te referi? Da, singură. O, Doamne! Familia lui fiind în Canada, cumva? Sau? Bine, în Canada și după aia respectând condițiile puse de aviația canadiană, de aviația românească, de... Condițiile de a nu veni, de a nu zbura. Sau cum? Nu știu, nu vreau. Ai fost singură și a fost o perioadă intensă și te asigur că multă lume dintre cei care ne privesc acum îți transmite toată compasiunea și toată dragostea. Bun. Este foarte puțin probabil ca în momente ca astea să simți nevoia unui ajutor de felul ăsta. Nimic nu te poate... Mie mi-a părut rău că n-am reușit și discuție făcusem cu el despre dacă se întâmplă sfârșitul vieții lui în România, dacă vrea să meargă să fie înmormântat alături de părinți la Constanța sau dacă vrea să rămână în București. Și discuția s-a lălăit așa, nu știu cum, și n-am reușit să ajung la o concluzie, așa încât am respectat dorințele celor din Canada. Probabil că lucrurile se așează cam totdeauna așa cum trebuie, până la urmă, în făgașul. Bine, eu mă raportam la neputințele mele de a mai face drumul așa la Constanța. Este. Asta când era. Trăiești în București, te duci da, cu o lumânare. Da, și chiar justificam lui de ce îmi doresc să rămân în București. Dar dacă s-a întâmplat cum s-a întâmplat și... Da. Sora lui, familia lui a avut un cuvânt mai greu decât al meu de spus în toată chestia asta. Ei, Doamne, și acum de ce ți aduni forțele pentru a continua volumul al doilea pe care voi îl începuseți cumva? De două zile, da. E totul foarte proaspăt. Păi nu, lucrez, am lucrat mai mult decât până acum 2 zile. Ce să vă spun,
mi-e greu la vârsta asta să stau atâtea ore pe scaun cu genunchi îndoiți, cu... Te cred. Mi-e greu. Te cred. Chiar, tu chiar jertfești ceva din... Aș fi avut foarte mare nevoie să îmi scrie cineva o parte din texte, să le scrie în calculator. Pentru că eu scriu și realizez că nu știu nimic. Am terminat un text și nu știu nimic din el. Trebuie să recitesc atunci imediat. Bine că mai găsesc și greșeli în ce am scris pe calculator, dar asta mă indispune. Faptul că am trecut prin 7 pagini de scris pe caiet și eu nu știu nimic din... Mie mi se pare foarte normal, ți-am spus în discuția noastră de astăzi, că și la traducători se întâmplă la fel. Ei se concentrează pe ceea ce traduc și pierd imaginea de ansamblu al textului tradus, că ar însemna altfel să te concentrezi pe două planuri. Să înțeleagă cine ne aude că, de ce am chestia asta, tastatura sau calculatorul meu nu are diacriticele limbii române și eu am pus pe niște taste... Așa am schimbat programul, și acum mi-e greu să fac chestiile alea, că îmi lipsesc pe departe semne care sunt sub taste. Deci acum ți-ai schimbat laptopul sau tastatura și trebuie să te reacomodezi. Da. O să te acomodezi, ce să facem? Da. Păi nu, am simțit în aceste ultime două zile că mai te-ai ușor. Familiarizat, da, încet, încet. Dacă cineva și-ar oferi ajutorul, pentru că noi am mai avut în grupul Arsoniei... Nu, mai pe tine aș putea să te suport. Nu. E foarte greu să stea alături o persoană pe care nu o cunosc sau mi se străină. Așa este, perfect. E perfect de înțeles. Vom purta această discuție după emisiune. Da, eu am făcut în casă la mine un birou care are două calculatoare identice, adică foarte compatibile între ele. Sunt în rețea cele două? Da. Astea sunt deja detalii tehnice, cum să spun. Nu, de asta spun. E ușor să mă ajute cineva, dar pentru mine nu este ușor să admit orice persoană alături. Așa este, că e un intrus în intimitatea ta. Poate o să-mi treacă, probabil, chestia asta, dar... Să vedem, încet, încet. Da, cu drag, cu drag. Te informez că mai avem foarte puține minute, vreo 7 sau ceva de genul acesta. Ai niște gânduri, niște mesaje, niște idei pe care vrei să ni le spui neapărat pe încheiere, pe final? Nu mi-am propus nimic, dar ce vreau să vă spun este că de 2-3 zile mă tot gândesc, când am știut că ne vom întâlni, că trebuie să fac emisiunea asta cu frica. Mi se pare foarte important pentru mulți oameni să înțeleagă ce înseamnă frica. Și apoi, ulterior emisiunii, fiecare să prelucreze pentru el informația primită și să vadă în ce măsură poate să-i fie de folos. Pentru că eu de-abia când am înțeles că frica este devastatoare, ce poate să facă ea, nu poate nicio spaimă, nicio întâmplare defavorabilă vieții să producă, e posibil ca o astfel de emisiune să fie de mare folos. Da, cu siguranță. Și eu cred că orice persoană cu un anumit grad de luciditate și de discernământ, uitându-se în urmă la ce li s-a întâmplat 2 ani de zile, sesizează că s-a dorit insistent, obsesiv să fim ținuți în frică, temete, stai acolo și să-ți fie frică. Și acum când povestea asta își cam pierde... Să se strice relațiile interumane, s-au stricat foarte tare. Sigur că da, e normal, e o cernere, e o mare cernere care a avut loc, iar acum trebuie înlocuit neapărat primul motiv de frică cu un nou motiv de frică. De asta foarte multă lume deja vorbește despre niște incongruențe și în legătură cu noul motiv de frică ăsta care are 3 zile sau câte are. Deci nu vă temeți. Nu vă mai temeți. Nu știu, e greu de făcut. Fiecare, așa cum spuneai, trebuie să încerce să-și adune forțele sufletești. Ce nevoie are? Fiecare trebuie să-și înțeleagă, să se înțeleagă pe sine. Să înțeleagă care sunt nevoile sufletului lui. Pentru că sunt prea puțini oameni care își cunosc sufletul și știu ce este, care este misiunea vieților, de ce s-au născut aici, de ce unii de vârsta mea, de exemplu, au pătimit toată tinerețea lor și copilăria lor, cum a fost și viața mea. Păi și poți să afli răspunsul la întrebarea de ce?
De ce? Nu, dar a fost eu un când plan am vieții înțeles mele. Cum se face planul divin și că sunt foarte multe suflete care aleg între soluțiile care se pun în discuție la masa aia, ce ar fi mai bine pentru timpul care urmează, ce completează tabloul experiențelor dobândite deja în alte, da, în alte vieți. Mi s-a părut foarte ușor când ești acolo să-ți faci un plan care să fie realizabil pe de-o parte, dar să și alegi foarte bine locul în care vrei să trăiești. Și după, da, ce ai ales locul, perechea de oameni care trebuie să-ți fie părinți. Da. Dăm voie pe final să mai precizăm, să mai precizez eu o dată cum se numește cartea ta și unde poate fi găsită. Cartea se poate citi și pe internet cu un preț mult mai mic decât... Da, da. Există și varianta electronică și am observat că ai avut o idee, tu sau editura, ați avut o idee foarte interesantă pentru cei care optează pentru varianta electronică. Ați pus la dispoziție ca o lectură care să ne dea o idee despre cum e scrisă cartea, 40 de pagini sau ceva foarte, foarte consistent, adică chiar îți... Da, este inițiativa editurii. Eu am avut sufletul bolnav, așa că nu știu ce am mai făcut în ultima vreme, da, dar mă voi întâlni cu ei zilele astea. Deci, lecții din cer, misiunea României și jos, sunteți nemuritori, mesaje de la Emen, volumul 1, editura Coresi. Așa se cheamă cartea și deci probabil că ar fi cam cu același titlu volumul al doilea. Nu, dar lecții din cer și cu autorii intră pe internet și găsesc imediat și varianta. Exact. Deci Adriana Zaharescu, lumea a confundat cumva. Noi am avut un mic film, un mic video la Ars Moriendi și nu știu cum, cine dă o căutare pe internet găsește că acolo la mine e prima ta carte. Dar aia nu e o carte. Deocamdată este singura ta carte. Carte. Restul sunt înregistrări. Dragă Adriana, a fost o onoare, a fost o bucurie tristă, cumva, pentru că nu este o orice pierdere să-ți pierzi sufletul geamăn. Ascultătorii au posibilitatea, într-un fel, să te întrebe ceva, da, să întrebe pentru... Au posibilitatea să ne... Eu voi posta ca întotdeauna și au posibilitatea să ne pună comentarii v-aș pe YouTube. V-aș ruga foarte mult să faceți chestia asta. Deci cei care sunteți interesați de subiect, să puneți, decât să scrieți laudativ la adresa emisiunii câte ceva, da, puneți întrebările voastre, da, pe care sau căror răspuns îl doriți. Este important pentru mine să adun mai multe întrebări de astea, să văd așa cam care sunt nevoile voastre. Da. Și cine știe, poate reușesc să le transmit lui Emen și să vă și răspund la ele. Mai avem un singur minut pe care îl folosesc eu cu egoism, mulțumindu-ți din tot sufletul, îmbrățișându-te cu toată dragostea și cu toată admirația pentru ceea ce faci cu atâta energie și cu atâta consecvență. Bunul Dumnezeu să te protejeze, să-ți dea sănătate și putere de lucru mai și departe. Și mâine nu uitați, 1 martie și vine primăvara. O primăvară ciudată, dar o primăvară. Noapte bună, dragi nemuritori și dragi nemuritoare. Noapte bună, dragă Adriana. Mai aveam un minut și m-am despărțit eu prea repede. Timpul ăsta uneori e prea scurt, uneori e prea lung, dar un minut trece repede. Îți mulțumesc foarte mult!